rățele. Ia dați croc. Simple. Și umplute cu sălămior. Iată, ce sunt formă de trandafiraș. Astăzi vom face sărățele simple și umplute cu sălămior. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Sărățele simple și umplute cu sălămior. Astăzi facem sărățele, bine pentru ați venit. Aceste sărățele, aici am brânzică sărată, eu am caș pus la sare, l-am dat prin răzătoare. Și dacă nu este prea sărat, mai adăugați sare. Am 200 de caș pus la sare, 150 de untură, îmi pune 100 de iaurt sau de smântână, eu astăzi pun iaurt, voi mai pune un albuș și gălbenușul am să ung cu lapte, am să le unesc și am să ung și vom face sărățele simple și vom pune și sălămior în interior. Aici am circa 120 de grame, vedem cât ne intră. Un salam picant am aici, tăiat feliuțe, vedeți? Subțiri, ca să-l putem vom unge cu lapte și cu gălbenuș și vom pune deasupra susan, semințe și ce mai aveți, mac, chimion. Și aici am circa 600 de făină și o să vedem cât ne intră. Și acum, așa, și să amestecăm ingredientele noastre. Aici peste 200 de caș de oaie. Am să-l sfarm și pe acesta, așa, cu mânuța. Eu l-am dat și prin răzătoare. Așa. Eu mi-am deschis și cuptorul la 200 de grade și le vom lăsa circa 15-20 de minute la cuptor. Așa. Și vom adăuga peste brânzica noastră, deci 200 de grame de brânză sărată. Poate să fie și de burduf și caș de oaie, și caș de vacă, și ce brânză aveți în casă. Și punem 100 de iaurt sau 100 de smântână, ce aveți în casă. Eu pun astăzi iaurt, că am iaurt. Așa. Voi pune și albușul. Și gălbenușul îl voi pune aici pentru uns, în păhăruțul meu, unde am laptele. Și să rupem ouul. Așa. Și gălbenușul punem aici. Vom pune și untura peste și le amestecăm așa bine pe toate. Laptele cu gălbenușul îl dăm pentru momentul deoparte. Și dacă este nevoie, vedeți că brânzica nu este foarte sărată, adăugați și sare. Eu nu adaug, că a mea este sărată. Așa, vedeți? Și acum începem să adăugăm făină. Făina cernută și o punem așa. Și imediat lucrăm și cu mâna. Și o să scoatem și o să punem pe masa de lucru ca să lucrăm mai bine. Așa, vedeți? Și punem așa totul aici. Strângem așa bine. Vedeți, a luat-o cum este, ia uitați-l. Așa. Și vedeți, dacă vedeți că este prea și se lipește, mai adăugați puțină făină. Așa, și am să iau o bucată de aici și am să presor puțină făină pe masa de lucru și să întindem.
Așa. Luăm un sucitor. Și întindem. Ne ajutăm cu făină să nu se lipească. Da? Așa. Și întindem așa aluatul. Nici prea subțire, dar nici prea gros. Așa. Vedeți ce bine arată? Aici am o formă. Și dimensiunea, eu am aceste rotițe, dimensiunea o dăm noi la sărățele, le vrem mai late, mai înguste. Vedeți? Așa. Și să le punem aici. Dacă le dorim mai late, le facem mai late, dacă nu, le facem mai înguste. Așa, ia să punem acesta. Este foarte practic această formă. Așa. Și le tăiem pe toate odată. Am să o dau cu puțină făină. Așa. Și să tăiem. Dimensiunea o dați voi la cât de lungi le doriți sărățelele. Așa e, să scoatem așa încet. Ia uitați ce frumoase sunt, vedeți? Și acum o să-mi aduc tava și vom lua și le vom pune așa în tava noastră. Apoi le vom unge. Așa. Le putem tăia să le dăm aceeași dimensiune, dacă dorim. Vedeți? Le putem tăia așa să le dăm aceeași dimensiune, să le facem frumoase. Așa. Son și amestecăm așa bine gălbenușul cu lapte și ungem. Le ungem așa frumos. Să vedeți ce frumoase și lucioase o să iasă. Punem semințe de floarea soarelui, punem așa peste, punem și susan, aici am susan, semințe de susan și punem așa peste pe aceste două. Așa. Și punem susan. Și semințe. Așa. Vedeți că nu se lipesc, mai puneți puțin nou. Așa. Și acum le dăm la cuptor. Ia uitați ce bine arată, vedeți? Așa, le dăm la cuptor. 200 de grade, circa 15 minute, 10, o să vedem, că sunt destul de subțirele. Și între timp le facem pe cele umplute. Iam să-l unesc pe tot și o să întindem.
O să umplem cu salamior picant acum. Și tot la fel întindem făina. Am să iau o bucată de aluat și o întindem. Acum o vom întinde într-o foiță un pic mai subțire. Să vedem. Mai întindem puțin, eventual ne mai ajutăm cu puțină făină pe dedesubt. Așa. Și întindem făița să fie subțirică. Așa. Și acum ce facem? Avem salamiorul nostru și vom pune așa. Dar eventual să ne facem un dreptunghi cât mai drept, da? Cu cuțitașul o să tăiem surplusul și o să facem așa două dreptunghiuri. Așa. Uitați. Și acum punem salamiorul nostru. Așa. Și luăm această foaie și o așezăm așa peste. Și nu ne rămâne decât să tăiem șuvițe, șuvițe. Ia uitați, vedeți? Cum arată? Așa. Și acum să tăiem șuvițele. Și le așezăm aici alături. Vedeți? Băgăm aici în interior. Așa. Și fiecare șuviță o luăm și o răsucim. Și le așezăm așa aici. Și acum să ungem puțin și le așezăm aici alături. Vedeți? Așa. O să le punem. Ungem de aici câteva semincioare și apoi răsucim. Eu am să pun doar susan de data aceasta. Așa. Imediat le dăm la cuptor. Se fac foarte repede. Ați văzut, aluatul se face în 5 minute. Imediat. Așa. Și acum le răsucim. Ia uitați. Așa. Și le așezăm așa aici. Le putem lăsa pur și simplu și așa, dacă dorim. Vedeți? Iată-ți. Și le așezăm așa aici.
scos tava de la cuptor. Ia uitați ce bine arată. Vedeți? Așa. Ia să vedem. Și să le... Așa, și să le scoatem. Ia uitați cum arată. Vedeți? Sunt super. Așa. Și să le punem aici pe un platou. Uitați ce bine arată. Așa, le dăm deoparte și acum în tavă o să punem cele umplute. Uitați ce bine arată. Așa, și răsucim. Și punem direct în tavă. Așa. Uitați. Și imediat le dăm și la cuptor. Ia uitați. Vedeți? Și dăm la cuptor. 200 de grade. Doi de. Aici avem salamiorul nostru. Vedeți? Un salam picant. Și am să pun și am să tai să vedem dacă facem așa o floricică. Ia să vedem ce o să iasă. Așa, am să mai tai încă una de aici. Așa. Și să punem așa deasupra încă una. Am să o crestez așa într-o parte, să vedem unde se vede aici. Și am să o crestez așa într-o parte. Așa cred că o să iasă. Să iese prea gros. Dar o să încerc una singură, să vedem ce iese la un fel de aperitiv. Și am să pun o scobitoare. Și am să pun așa o scobitoare. Și am să le prind așa pe toate. Într-o parte, în cealaltă. Ce spuneți? Și așa pe toate, într-o parte, în cealaltă. Voi face o crestătură. Aici am scobitoarea mea. Și răsucim. Putem face chiar și așa. Ia uitați. Așa. Vedeți? Ia uitați. Și acum cu scobitoarea înțepăm dintr-o parte în cealaltă. Acestea le voi așeza așa la cuptor. Ia uitați ce frumoase sunt. Așa. Și acum să scoatem tava. Ia uitați-le, cele umplute. Cât de bine arată. Să dau mai departe să nu se topească aici. Ia uitați ce delicii am făcut noi. Sunt fierbinți. Ia uitați. Să le iau de aici. Aici s-au lipit puțin. Ia uitați. Așa. Sunt fierbinți. Așa. Ia uitați ce bunătate. Și să dăm la cuptor. Și pe acest. O să le ungem cu puțin ou. Așa, și punem așa la cuptor. Ungem foarte bine. Și putem pune și semințe dacă dorim. Așa. Și le ungem așa pe toate.
susan și două cu semințe. Acestea vor sta în platou. Și sărățelele noastre, cele umplute cu sălămior picant și cele cu simple. Vedeți? Cu susan și cu floarea soarelui. Sunt super. Ia uitați cum arată. Acestea sunt încă calde. Le lăsăm să se răcească. O bunătate. Ia uitați, umplute cu sălămior picant. Aceasta este rețeta de astăzi, de sărățele simple și umplute. Să mai repetăm o dată ingredientele. Deci la 200 de caș, i-am avut caș pus la sare, dar puteți folosi și brânză sărată, și brânză de burduf, și ce brânză vă place cel mai mult, și telemea. Deci la 200 de brânzică sărată, 150 de grame de untură, 100 de grame de iaurt, am pus eu astăzi, dar puteți pune și 100 de grame de smântână, 20% grăsime, un albuș și sare după gust. Deci dacă brânzica nu este foarte sărată, adăugați sare ca să fie gustoase. Pentru umplut am pus sălămior picant, eu l-am avut tăiat și feliat. Așa, și am uns cu gălbenuș și cu lapte, deci un gălbenuș și două linguri de lapte, și am pus cu susan pe deasupra și cu semințe de floarea soarelui. Puteți pune și mac și chimen și ce vă place. Să știți că sunt foarte bune, sper să încercați această rețetă. Sunt delicioase, vedeți? Delicii, delicii, super bune. Uitați cât sunt de fragede, cum au crescut. Eu vă mulțumesc foarte